să va binecuvânta omul cel ce se teme de Domnul. Milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă în țări, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeu, s-o dă. Ție, Doamne.
iubirea ta de oameni ai prefăcut cu asta strămoșurile Doamna în femeie și ai binecuvântat pe ei și ai zis, creșteți și vă mulțiți și stăpâniți pământul și pe amândoi arătătul lucrurile în soție. Căci pentru aceasta vă lăsa pe tatăl său și se face și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi. Și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă, cel ce ai binecuvântat pe robul tău Avram și ai deschis pântecele sale și l-ai binecuvântat pe neam. Cel ce ai dorit pe Isacle veche și ai binecuvântat pe noștrile ei, care ai însuțit pe Iacob cu Rahila și Lumia la 12 patriarhi. Cel ce ai însuțit pe Iosif cu Asineta și le-ai dorit cu oricum și pe Fem și pe Mânas, care ai primit pe Zaharia și pe Elisabeta și le-ai dat lor prun pe înainte mergătorul. Cel ce din rădăcina lui Iesei, după tu ai crescut pe curtea fecioară și linea din Afitei în vii, și te însuți pentru întruirea neamului de frumos. Însuți să vă ne deasă. Primește rugăciunea noastră de vedere și de rugăciunea tăi și pe curtea amului și de fapt. Făcătorul meu cel de văzut, bine cu viață. Și de rugăciunea tăi, Vasile și Maria, de fapt. Lungime de zi, înțelepciune, dragoste, om și creată, într-o legătură tăi. Dar de bun și seminție cu viață de îndurată, și nu la cine cu mine și de zi. Tu vrednicești și aș vedea pe tine, păzește viața fără îndoială și le dă lor din urmă cerului de sus și din verșurul pământului. Unde casele lor de grâu, de vin, de undelec și de toate bătate ca să dea și cele de sus. Și le împlinește lor și celor ce sunt împreună cu ei toate cele de Dumnezeu pentru copiii. Că Dumnezeu milostiv și viitor de oameni, ești și ție slavă Sfântul împreună și cele de început al tău, Părinte, de Sfântului și Bunului și de viață, Sfântului de Odul, acum și bunurea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul nostru, Sfințitorul nunții cei tainice și preacurate, și legiuitorul nunții cei trupești, păzitorul nestricăciunii și chevernisitorul cel bun al celor de trebuință vieții. Însuți, Stăpâne, cel ce de început ai zis pe om și l-ai pus pe el ca pe un stăpân al făpturii și ai zis, nu este bine să fie omul singur pe pământ să-i face unui ajutor din trânsul, și luând una din coastele lui, a zidit femeie pe care, văzându-o, Adam a zis, iată acum os din oasele mele și trup din trupul meu. Aceasta se va numi femeie, căci din bărbatul său s-a luat ea. Pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi în trup. Și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă. Și acum, Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, trimite harul tău cel ceresc peste robite aceștia Vasile și Adina. Și de roabei tale acestea să se plece întru toate bărbatului său și robului tău acestea să fie ca femeie ca să viețuiască după voia ta. Binecuvintează-i pe Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Avram și pe Sara, pe Isaac și pe Rebecca, pe Iacob și pe toți patriarhii. Binecuvintează-i pe Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Iosif și pe Asineta, pe Moise și pe Sefora, pe Joachim și pe Ana, pe Zaharia și pe Elisabeta. Păzește pe aceștia, pe mine și pe mireasă, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai păzit pe noi în corabie, precum ai păzit pe Iona în pântecele chitului, precum ai păzit de foc pe sfinții tăi tineri, trimițându-le lor rouă din cer, și să vină peste ei bucuria aceea pe care a avut-o fericită Elena când a aflat cinstita cruce. Adu-ți aminte de ei, Doamne Dumnezeul nostru, precum ți-a adus aminte de Enoch, de Sem și de Elie. Adu-ți aminte de ei, Doamne Dumnezeul nostru, precum ți-a adus aminte de Sfinții tăi 40 de mucenici, trimițându-le lor cu nun din cer. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeul nostru, și de părinților care au născut și au crescut. Pentru că rugăciunile părinților întărește temeliile caselor copiilor. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeul nostru, și de robinile aceștia nașilor, și de nuntașii care s-au adunat la săvârșirea acestei sfinte taine. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeul nostru, și de robul tău acesta, Vasile, și de roaba ta aceasta, Dina, și binecuvintează pe ei. Dă-le lor roadă vânte celui prunci bun și bună înțelegere sufletească și trupească. Înalță-i pe ei ca pe cei din Ibanului ca o viu drăzită. Dă-le lor roadele pământului ca toată destularea vânt să sporească spre toată fapta cea bună și bine plăcutăție să vadă pe fiii fiilor lor ca niște mlădițe tinde de măsline împrejurul meselor și bine plăcând înainte ta să strălucească precum luminătorii pe cer pentru tine, Domnul nostru. Căreia se cuvine slavă, puterea, cinstea și ghinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului, acum și curia și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Dumnezeu, cel Sfânt, care din țărâne ai făcut pe om și din coastul lui ai făcut femeie și ai însuțit-o
pentru că așa a plăcut slavă tale să nu fie omul singur pe pământ. Însuși acum, Stăpâne, întinde mâna ta din Sfântul Tolocaș și unește pe rogul tău Vasile, curava ta, Adina, pentru că de către tine se însătește bărbatul cu femeia. Unește pe ei într-un gând, încununează într-un trup. Dăruiește-le roadă pântecelui dobândire de prunci bun. Ca ta este stăpânirea și ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se cunună robului Dumnezeu Vasile, roba Dumnezeu Adina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se Vasile, cu roba Dumnezeu Adina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună robului Dumnezeu Vasile, cu roba Dumnezeu Adina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Așa că frumos aveți toți cu mine, cu mine toți cu mine, cum aveți grijă să nu vă ardeți, să nu dați pe jos. Cunună roba lui Dumnezeu Adina cu robul lui Dumnezeu Vasile, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cunună roba lui Dumnezeu Adina cu robul lui Dumnezeu Vasile, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cunună roba lui Dumnezeu Adina cu robul lui Dumnezeu Vasile, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, încurchează-i pe dânsii. Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, încurchează-i pe dânsii. Doamne tuturor și Duhului tău.
fost chemat la nuntă și Iisus cu ucenicii Săi. Și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către dânsul, nu mai au vin, iar Iisus i-a răspuns, ce ne privește pe mine și pe tine, femeie, ceasul meu n-a venit încă. Mama lui a zis celor ce slujau să face ceea ce vă va spune. Și erau acolo 6 vase de apă făcute din piatră, puse pentru curățirea iudeilor și care luau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a poruncit, umpleți vasele cu apă și le-a umplut până sus. Apoi le-a zis, scoate și aduceți rulul lui și ei au adus. Și când omul a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde este, dar slujitorii care scoseseră apa știau, a strigat nunul pe mine și a spus, orice om pune-i tăi într-o cel bun și când a lovit, ne pune pe cel mai slab. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava sa. Și-au crezut într-răsul ucenicii Săi. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnului, să ne rugăm! Doamne, Dumnezeu nostru, care cu purtarea ta de grijă și de mântuire ai binevoit în Cana Galileea, a dat asta cinstită. Prin venirea ta însuși acum pe robitei aceștia, Vasile și Adina, pe care ai binevoit, ai soțiu în locat, împăzește-i pace și cu înțelegere. Arată nunta lor cinstită, ferește-le patul neîntinat. Binevoiește să-și petreacă viața lor fără prihană și învrednicește să ajungă bătrânesc fericite cu inimă curată, împlinind poruncile tale, că Tu ești Dumnezeul nostru, Dumnezeu care miluiește și mântuiește. Și ne vrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă se putezem a te chema pe Tine, Dumnezeu cel Ceresc, Tată, și a zice, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și purulea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeule cel ce toate ai făcut cu puterea Ta și ai zidit lumea, care ai înfrumusețat lumea tuturor celor făcute de Tine, și acest pahar de orice pe care la celor ce se însoțesc prin unii anunții, binecuvintează cu binecuvântare voltigească, ca să binecuvântat Dumnezeu și să vrea să vită împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și curia și în vecii vecilor. Amin. Paharul Hallelujah.
Cerem mărit, în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Jur de Sfânta Evanghelie și de Sfânta Cruce, că eu mă simt, luându-te pe tine vina, de soție, prin căsătorie, te voi cinsti, te voi apăra, ție cu credință îți voi zi, păzind legătura dragostei și a unirii dintre noi, curată, dreaptă și neîntreruptă. Nu te voi părăsi, nici la bine, nici la rău, până la sfârșitul vieții mele. Așa să ne ajute. Bunul Dumnezeu. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Trebuie să luți Sfânta Cruce, Sfânta Evanghelie și Revinul Tău. Mărit să fii mire ca Avram, binecuvântat să fii ca Isaac și să te înălțești ca Iacov, umblând în pace și lucrând pentru dreptate, poruncile lui Dumnezeu. Mină. Și spune Domnul Dumnezeu, jur, pe numele lui Dumnezeu, ce vii mărit, în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Jur pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce, că eu fac bine, luându-te pe tine posibil, de soț, prin căsătorie, te voi cinsti, ție cu credință, îți văd bine, păzindu-le de programuse, și-au unit din voi, curată, verucă și neîntreruptă. Și nu te voi părăsi, nici la bine, nici la rău, până la sfârșitul vieții mele. Așa să ne ajute, și tu, mireasă, dorită să fii ca Sara, să te veselești ca Rebeca și să te înmulțești ca Rahila, veselindu-te cu bărbatul tău și păzindu-te rânduierile legii, ca așa binevoit Dumnezeu. Amin. Și începătoare de viață, o dumnezeire și o împărăție să vă binecuvinteze pe voi. Să vă dea o viață delungată, naștere de prunci bun, spor în viață și în credință, să vă umple pe voi de toate bunătățile cele pământești și să vă învrednicească și de desfătarea bunătăților celor făgăduite, pentru rugăciunile preasfinte născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților. Amin. Slavă ție, Iisuase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purgă și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Într-un numele Domnului Preacucernice, Părinte, binecuvintează. Și cu venirea sa în cana galilertă, multă cinstită, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și împrătătorilor naților apostoli, ale Sfinților de Dumnezeu, încurnați în tot mai cu apostolii împărații Constantin și Elena, ale Sfântului Mare Mucenic Procopiu și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preamucenici părinți, împreună slujitori, iubiți mir, dragi părinți ai mirilor, onorați nași, cinstiți montași,
trăim astăzi momente de bucurie, momente de intensitate maximă și suntem în asentimentul celor doi tineri, Vasile și Adina, care astăzi, mai hotărâți ca niciodată, împliniște un sentiment nobil și acesta este dragostea, au venit în fața Sfântului Altar să-și făgăduiască dragoste unul celuilalt până la sfârșitul vieții lor. Nimic mai frumos, mai înălțător și mai profund. Am spus că suntem în asentimentul celor doi, părinți, nași, nuntași, împreună slujitori, întrucât este o zi, așa cum am spus, de mare bucurie și ne amintim fiecare dintre noi, cei care am primit Sfânta Taina Căsătoriei, emoțiile, trăirile, gândurile, intensitatea cu care am trăit aceste clipe. La fel și cei doi tineri, cei doi mire ai noștri, care au primit acum Sfânta Taina Căsătoriei, în mod sigur și în drum spre biserică și în urmă cu câteva zile, și-au pus fel și fel de întrebări. În zi, în noapte, în discuțiile pe care le-au avut și în mod sigur s-au întrebat dacă se vor iubi la fel de mult așa cum se iubesc acum, dacă dragostea lor va dăinui, dacă vor face față tuturor provocărilor și încercărilor, vremurilor și a vieții, într-un cuvânt. Să știți, dragii mei, că totul depinde de dumneavoastră. Dragostea și acest sentiment frumos nu se sfârșește niciodată. Din contră, ea poate crește și lua amploare dacă știți să aveți grijă de această dragoste. Pentru că Sfânta Scriptură ni se spune că cel ce l-a cunoscut pe Dumnezeu știe să iubească. Cine nu-L cunoaște și nu știe pe Dumnezeu, nu poate să iubească, pentru că Dumnezeu este iubire. Și dacă Dumnezeu este iubire, întotdeauna noi trebuie să ne raportăm unul la celălalt, mirele, la mireasă și mireasă, la mire, soțul la soție și soția la soț, cu această dragoste sfântă. O dragoste aparte. O dragoste care, așa cum am spus, mă repet și accentuez, v-a adus astăzi în fața Sfântului Altar. Întotdeauna trebuie să-L puneți în centrul existenței pe Dumnezeu. Dumnezeu, care este iubire, să-L punem în centrul existenței noastre pe Hristos, care este calea, adevărul și viața. Și dacă îl punem în centrul existenței noastre pe Dumnezeu, pe Hristos, întreaga viață știm să umblăm în lumina lui Hristos. Dacă știm să fim aproape de Biserica lui Hristos, dacă știm să trăim viața după povețele și învățăturile Bisericii lui Hristos, după poruncile lăsate nouă și pe care Biserica și preoții le propovăduiesc din fața Sfintelor Altare, suntem o familie fericită și o familie binecuvântată. O familie care face în față tuturor provocărilor și tuturor încercărilor, care nu întârzie mai devreme sau mai târziu să-și facă apariția în viața noastră tuturor. Acesta este secretul cel mai mare. Oricât veți încerca să veți căuta fericirea în această viață, să vă realizați material, profesional, să știți că nu veți fi cu adevărat fericiți. Veți fi cu adevărat fericiți în momentul în care îl veți cunoaște mai mult pe Dumnezeu. În momentul în care veți ști să aveți un duhovnic la care să vă spovediți cu regularitate. Să știți să participați la Sfintele Slujbe. Să știți că ziua de post sau posturile de durată de peste ani trebuie să ne stăduim, să le ținem. Să ne creștem copiii cu frică și cu dragoste de Dumnezeu. Exemplul cel mai bun pentru ei fiind noi, fiind dumneavoastră, dragii mei. Nu spunându-le, nu este bine să fac lucrul acela sau nu este potrivit dacă dumneavoastră nu sunteți niște exemple vii pentru ei. Adică faptele dumneavoastră să grăiască. Dacă le vorbiți despre rugăciune și dumneavoastră nu vă rugați, să știți că nu va avea efect. Dacă dumneavoastră le spuneți
să nu se certe și să nu se vorbească vulgar sau murdar, să nu înjure pe Dumnezeu și dumneavoastră, veți face lucrurile acestea, oricât ați vorbi, nu va avea efect. Feedback-ul sau obiectivul dumneavoastră îl veți atinge în momentul în care dumneavoastră veți fi exemple grăitoare și demne de urmat pe fiul. De asemenea, dragii mei, nu uitați de părinții dumneavoastră care astăzi, atât de emoționați, ne-am văzut, au fost alături de dumneavoastră, s-au săduit să vă dea o educație creștinească, așa cum au știut ei mai bine, s-au săduit să vă formeze oameni pentru societate, lucru care le aduc astăzi multă bucurie și împlinire. Nu uitați de ei, arătați-le dragostea cuvenită, respectul pe care trebuie să-l arătăm, pentru că la un moment dat, vedeți dumneavoastră, anii trec, zilele se scurg și ajungem noi în rolul lor, la statutul pe care ei l-au acum și vom aștepta și noi dragoste și respect și atenție din partea copiilor noștri. De asemenea, nașii dumneavoastră astăzi devin părinți spirituali. Respectați-i, cinstiți-i, întâlniți-vă și vă bucurați unii cu alții, cereți-le sfaturi atunci când viața vă va cere. Iar nașii, dragii mei, nu numai că acum îi reprezentați cu atâta cinste și cu atâta dragoste, să vegheați cu atenție la formarea lor, ca și creștini adevărați, a copilașului și a copilașilor pe care Dumnezeu o să le dăruiască. Iar dacă viața o va cere, în anumite situații sau momente, să dojeniți cu scop nobil de a îndrepta, să nu ezitați să faceți lucrul acesta, pentru că intră în atribuțiile și în obligațiile dumneavoastră. Făcând toate acestea, dragii mei, Vasile și Adina, și cred că veți ține cont cât vă stă în putință, pentru că suntem niște copii buni, veți fi o familie fericită, binecuvântată și veți face față tuturor încercărilor și provocărilor, accentuiesc și mă repet, punându-l în centrul existenței pe Hristos, care este calea, adevărul și viața. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dragii mei, eu mă să vă rostesc în cuvântul Dumnezeu, Părintele orice Dumnezeu v-a spus, eu vă spun doar un lucru. Și asta așa ca să desfățesc cu timpul ideal, că suntem la cunumie. Dacă mie, se râde, nu? Este să spune că dragostea, pentru început, care e substanță. Adică, Supreseu, îngerat, ce vedeți să mă după aceea, începe să vede substanță. Puișor, puiut, asta e bine. După aceea, substanța se îngroașă. Că acolo vă îndemn să ne ajungeți. Băi, băuri și tu, vacă. Astea nu sunt. Dacă aveți mare grijă unul de celălalt și rămâneți doar la primele două stai. Supreseu, care sunt cele? Dumnezeu să vă inviteze, să trăiți în pace, în liniște și în bună înțelegere. Mulți și fericiți ani! Mulți ani viață! Dă ei să umble păzind toate poruncile tale și cele bine plăcute să se rușească.
pentru că de va face omul acesta viu, va fi pietrinsele. Scrie-o pe aceasta în cartea vieții și unește cu turma moștenirii tale, ca să se preaslăvească de-a numele tău cel sfânt, al iubitului tău fiul Domnul nostru Iisus Hristos și al Duhului tău celui de viață păcător. Să fie ochii tăi căută întotdeauna cu milă spre ea și urechile tale să asculte glasul rugăciunii ei. Veselește pe ea tot lucrul mâinilor ei și tot neamul ei, ca să se mărturisească închinându-se ție și slăvind numele tău cel mare și pernat, și să te laude cu ururea toate zilele vieții sale. Că pe tine te laudă toată puterea cerului și a ta este slavă, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și cu ururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne miliește, ceartă de pe tine de albure, Domnul cel ce avei de lume, și s-a sărăjuit între oameni ca să sun pe tine și pe oameni să-i zloviască. Cel ce pe el nu cruce a venit puterea cei puternice, soare, întunecându-se, pământul clătinându-se, morminte deschizându-se, trupurile Sfinților scurându-se, care a zdrobit cu moarte pe moarte și a survat pe cel ce avea stăpânirea morții, adică pe tine de apă. De jur cu Dumnezeu, care a dat omul vieții și rădă te rubim și slavele tău ce se făcea de slujuia. Cu tremură te și te depărtează, că și de jur cu lumea cele care au blat ca pe uscat pe marele mării și a acceptat viforul vânturilor, a cărui căutătură se apea dâncului și groază rătovește munții, ca același așa cum îți poruncește prin noi. Te mediește, depărtează de la zilea aceasta, să nu te întorci, ni să te ascunzi în ea, ni să o întâmpi pe ea, ni să lucrezi împotriva ei, nici noaptea, nici ziua, nici dimineața, nici la amiază, ci te duc neadul tău până în ziua cea mare a judecății. Teme-te de Dumnezeu ce șeșade pe rovim și caută spre adâncuri, de care se cutremură îngerea, vanghele, scaunele, domnirile, cepătorile, stăpânirile, puterile, Eruvimii cei cu 8 mulți, Serafimii cei cu de 6 ani, de care se cutremură cerul, pământul mare și toate câte sunt în ea. Ește depărtează la cea însemnată nouă aleasă, ostașul lui Hristos Dumnezeu nostru. Să judece tot pământul și pe tine și pe toată puterea ce împreună cu tine lucrătoare să te pedepsească în hienă focului, dându-te în întunericul cel mai din afară, unde vierele ne doarme și focul se stinge, că puterea este lui Hristos Dumnezeu nostru, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, slavă Dumnezeului Israel, ce te mădăiești toată boala și toată neputința, caută spre răbata aceasta, Sofia Anastasia. Cearcă, cercetează, depărtează de la toate lucrurile diavolului, ceartă Duhurile cel necurate și le depărtează și curățește lucrurile mâinilor tale și lucrând cu grabnică de lucrare, zdrobește de grabe satana sub picioarele ei și dăbiruința asupra lui și asupra Duhurilor lui cel necurate, ca dobând din mila ta, să se plecească de tale tale cei nemuritoare și cerești ție slavă sănație, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci veșilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne miliește. Stăpâne, Doamne, Cel ce ești, Cel ce l-ai făcut pe om după chipul și după asemenea ta și ai dat-o lui putința de a dobădi viața de veci, după aceea căzând prin păcatul nu l-ai trecut cu vederea ce ai înduit mântuirea lumii prin întâmplarea Hristosului tău. Însuți primește în împărăția ta cea puternică și făptura aceasta ta, pe care ai zbăvit-o de robia vrăjmașului. Deschide ochii gândului ca să-ți strălucească în lumina Evangheliei tale. Însoțește viața ei cu înger de lumină ca să îi zbăvească pe de toate puterea potrivnicului, de întâmpinarea celui viclean, de demonul cel de amiază și de rândicepele cele tale. Depărtează de la dânsa pe tot viclanul și necuratul diavol care se ascunde și se închidează în inima ei. Depărtează de la dânsa pe tot viclanul și necuratul diavol care se ascunde și se închidează în inima ei. Depărtează de la dânsa pe tot viclanul și necuratul diavol care se ascunde și se închidează în inima ei. Duhul înșelăciunii, Duhul vitrășugului, Duhul slujirii dorești și lucrumia, Duhul minciunii și a toată necurăția care lucrează după învățătura diavolului, șofer de ievaie, cuvântătoare turme, cele sfinte al Hristosului tău, mădular cinstit al bisericii tale, fică și moștenitor al învățării tale, după poruncile tale viețuind și păzind pe cete nesplicate și pe limbe și mântul neîndinat, să dobândească fericirea sfinților în împărăția ta, cu harul și cu durăză și privirea de oameni care une în Fiului tău, cu care ești împreună din ta, cu prea sfântul și bunul și de viață, acum și cu urmă și vecilor. Amin. Și te lăsesc de toate lucrurile Lui, de toți slujitorii Lui, de toată slujirea Lui, de toată trufia Lui. Amin. Ne pădat de satana, mamă, ne pădat de satana. Suflați să se lucruci peste fetiță și scupați peste ale trei ori și ne întoarcem. Te unești cu Hristos. Mă unesc cu Hristos. Te unești cu Hristos. Mă unesc cu Hristos. Te unești cu Hristos. Mă unesc cu Hristos. Te-a unit cu Hristos. Mă unesc cu Hristos. Și crezi Lui. Cred Lui ca un împărat și Dumnezeu. Dumneavoastră ziceți cu voce tare, crezi și noi după dumneavoastră fericire. Cred în Dumnezeu, Tatăl Tău, Tatăl Tău, Tău, Făcătorul Cerului și Pământului, celor văzute și nevăzute, și Duhul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veci. Lumina din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cu Tatăl prin care
care toate s-a făcut, care pentru noi oamenii și pentru noastră mântuire s-a făcut de la Duhul Sfânt și în Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a plătimit și s-a împat și a fiat de trepții în postituri și s-a lăsat la ceruri și și-a pregătat Tatălui și iarăși va să vină cu slavă, vici și morții, care împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este chinaș și slăvit, pregrind din proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Te-ai unit cu Hristos, m-am unit cu Hristos, și crezi Lui, crezi Lui că a unit Împărat și Dumnezeu. Te-ai unit cu Hristos, m-am unit cu Hristos, și crezi Lui, crezi Lui că a unit Împărat și Dumnezeu. Te-ai unit cu Hristos, m-am unit cu Hristos, și te închin Lui, mântuind Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, treimii cei de o ființă și nedespărțite. Binecuvântat este Dumnezeu care voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină, acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Haideți. De bună voi toate alătate de ființă și ființă, cu purtarea ta, puterea ta de grijă, ți-i făcura și purtarea ta, cu permisești lumea. Tu din patru ți-i cheia și da făptura cu patru vrejei, cu una crucirea lumea. De tine se cutremură toate putregere și pe tine la oda soale, pe tine să vești în urmă aceste care să ele. Pe tine te ascultă lumina, de tine se pozițiunea de creție, sunt și sfântoare. Tu ai întins cerul ca un post, tu ai întâlnit pământul peste ape, tu ai gândit mare funcții. Tu speră suprare, învățat la aia, cu înțelegere, ție, sfârșit și cetirea ta în munții în sfântină. Te rupim cei cu mulți, răpim și câte șase are, cu prejur sunt și zbură. De frica slavei ta ai cel influit să se acoperă. Pentru Dumnezeu vine cuprins de gând și de cuvânt și când de început ai venit pe pământ. Timpul nostru rând într-o asemenea numenească făcută de când ai rămas să trăi pe cuvântările mei tale să vină neamul lumei sfinii de dealul și ai venit și ne mântuim pe noi. Mărturisim harul tău, vezi divina ta, nu tăi limba așa ta de mine, doar cu fiul omenească ai zbăvit-o. Între cele fecioare ai sfințit până amștept, dar doar cu puterea de laudă pe tine. Cel ce te-a rădat pentru Dumnezeu nostru pe pământ te-a rădat și cu oamenii vizii. Tu trimițând din cer pentru multă ce sfânt ai sfințit cu cea Domnului și capetele balaurilor care se încuibează cu rând ai zbăvit. Binecuvântat este Dumnezeu Cel ce luminează și sfințește pe tot omul care vine în lume, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se unge roaba lui Dumnezeu Sofia Anastasia cu îndelemnul bucuriei, pe numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ca să umble în căile tale. Amin. Învață-mă dintre nașii cu fața prezenței este mare în noastră și o produce de aici. Se votează roaba lui Dumnezeu și ca să țințe ca cu scurtul. Sofia Anastasia, în numele Tatălui. Pregătiți pânza alăși. Pe masă, părintoși. Am purat să fie poți. Se îmbracă roaba lui Dumnezeu, Sofia Anastasia, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Dumnezeu. Amin. Așa. Bravo, ce fetiță cu mintea de aici. Deci, nici iau. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeu, la toți iitorul de Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos. Care celor ce erau într-un întuneric, la ei s-a reușit lumina mântuirii prin arătarea unui cu Fiului Tău și Dumnezeului nostru. Și ne-ai dăruit nouă nedrednicilor fericită curăție prin Sfântul Botez și dumnezeiasca sfințire prin ungerea cea făcătoare de viață, care și acum e binevoită naște din nou pe roala ta aceasta, nu luminată prin apă și prin Duh, și ai dăruit ei iertarea păcatului celui să le moșesc. Nu sunt stăpâne, prea sfinte, împărată tuturor, dăruiește-i și pe cetea darului Sfântului și tău puternicului și binatului de Duh, și cu minecarea cu Sfântul Duh și scumpul Sfânt al Hristosului Tău, păzăște pe altul Sfințenia Ta, întărește-o credința ortodoxă, izbăvește de cel rău și de toate mărătirile Lui, și
păzește sufletul ei frica ta cea mântuitoare în curăție și de ta, ca în orice faptă și cuvântile părăție să se facă fiică și moștenitoare cerești și ta e părăție. Că Tu ești Dumnezeul nostru, Dumnezeu care miluiește și mântuiește și ție slavă îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Când în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Aliluia, aliluia, aliluia. Când în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Aliluia, aliluia, aliluia. Când în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Aliluia, aliluia, aliluia. Înțelepciune drept și ascultăm Sfânta Evanghelie cea de la Matei citire. Mărire-ți, Doamne, mărire-ți fie! Era muntele unde la poruncilor Iisus și văzându-l s-au închinat lui ei care se îndoiseră. Și apropiindu-se Iisus le-a vorbit zicând, mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Drept aceea merg învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului. Amin. Mărire-ți-e, Doamne, mărire-ți-e! Și fii milostiv acesteia și nouă după mulțimea îndurărilor tale. Că s-a binecuvântat și s-a prea slăvit pe acestii duși de mare cuvință numele Tău, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care prin spălare botezului dai strălucire cerească celor botezați, Cel ce-a doua are născut pe roba Ta această nouă botezată, prin apă și prin Duh, și ai devenit El care păcatului celui să rămășesc. Pune mâna Ta peste tăiața puternică și o păzește cu puterea bunătății Tale, ferește iar mâna nefurată și o învrednicește, ca bine plăcând Ție să dovedească viața cea de veci. Că Tu ești Sfințirea noastră și Ție slavă ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci și în vecilor. Amin. Îndreptatu-te, luminatu-te, sfințitu-te, sfălatu-te, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Botezatu-te, luminatu-te, miruitu-te, sfințitu-te, sfălatu-te, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, Zeul nostru, care cu chipul Tău ai cinstit pe om întocmitul din suflet cugetător și într-o bine alcătuit, ca trupul să slujească sufletului și frân capul peste celelalte măturare, ai așezat în el mai multe sfinții că nu simt veșii vorba pe alta și a acoperit capul cu fiert ca să nu se vadă de schimbările vremii. Și toate măturale lui Sfânt de Bunință le-ai sădit ca pentru toate să-ți mulțumească ție prea bunule mețe, însuși stăpâne, cel și prin vasul tău și ales al nostru, va veni acruncilor ca toate să le faci spre sabata. Pe roba de aceasta, Sofia Anastasia, care începe să de părucatul, să binecuvintează împreună cu nașii. Și le dă rău să gândească toate în legea ta să facă cele bine pentru Ție. Pe milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și Ție slavă Dumnezeu, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce prin săvârșirea Tainei Sfântului Botez cu bunătatea Ta ai sfințit pe cei ce cred în Tine, binecuvintează și pe prunca aceasta și coboară peste capul ei binecuvântarea Ta. Și precum ai binecuvântat prin prorocul Samuel pe împăratul David, binecuvântează și capul roabei tale acestea, Sofia Anastasia, prin mâna mea pe cutosului robului tău, însoțind-o pe ea pe Duhul tău cel Sfânt, ca sporit cu creșterea și cu cărăvețele bătrâneți cum să-ți înalță slavă, și să vadă bunătățile răsăritului toate zilele vieții sale. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să-i
Sfântie, eu cred că acesta este preacurată cu Tău. Și acesta este scump sângele Tău, deci vă rog, ținește-mă și mi-am cu cei ce de voi și de voi. Și acum și până și vecii vecii. Nu te lini acum. Și se bisericește roba lui Dumnezeu, Sofia, la Sofia, la Sfântul lui Sfântului, se bisericește roba lui Dumnezeu, Sofia, la Sfântului, 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 la